Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am revenit și eu, prieteni. Mă simt un pic mai bine. Cred că de 4-5 zile nu prea mă simt așa bine. Am făcut prea mult efort și, bun, nu contează, slavă Domnului că mă simt un pic mai bine. Și vrem să filmăm ceva, dar înainte ca să-mi fac și eu cafeluța, și vreau să vă spun și de cafeluța asta, care am primit comentariu, arăt aici așa, să vadă cum merge cafeluța noastră, ca să spunem că, pentru că cred că sora care mi-a trimis comentariul la cafea, cred că locuiește aici în Belgia. Eu cred, nu știu acum, dar vreau să vă spun că cafeaua este asta, uitați, de la Action. Nu e nici 3 euro. Și este foarte bună, să vedeți mai bine, da? Este și cu maro, espresso, asta nu e espresso, dar este și espresso. Asta e cafea normală. Și ia uitați să vedeți, uitați, ia uitați-vă aici ce spumă face și ce frumos miroase, prieten, foarte frumos. Are o aromă foarte bună. E cea mai ieftină de la Action, dar vă spun că noi ne-am obișnuit cu ea și face o spumă și este foarte bună, da? Acum mergem dincolo să vă arătăm ceva. No, bun, am revenit la masa noastră ca de obicei, prieteni, și vă arătăm coletul care ne-a venit astăzi, chiar acum, de vreo 5 minute, înainte ca să filmăm. Coletul de peșeni, da? Și vă arătăm și vouă ce am primit, ce ne-a venit, da? Vă mulțumesc din suflet că sunteți cu noi, vă mulțumesc din suflet pentru toate comentariile frumoase, vă mulțumesc că v-ați făcut și griji pentru mine și m-ați întrebat, că nu, asta e, că cum mă simt, da. Mă simt un pic mai binișor, așa este până mă recuperez, o să trecem tot așa. Ne-am făcut și noi niște rochițe, prieteni, așa mai grosuțe. Ia uitați. Asta e al lui Nora. Să meargă Nora să o îmbracă, să vedem cum stă. Hai, Nora, du-te, te rog. Nu, bun. Și acum vreau să vă arăt și rochița mea. Eu mi-am luat așa culoare pe lila, mov, pentru că mie îmi place culorile mai deschise. Vedeți? Este așa mai plinuță, mai ales acum cum este un pic rece. Dar vreau să vă spun că îmi place nasturile astea așa frumos. Vă arăt și rochița mea, așa. Îmi place, ia uite, Marcel. Da, și îmi place că are nasturile astea așa frumos. O să vedeți pe Nora că Nora are cu negru și eu am cu mov, da? Vine Nora și acum să vedeți. Da. Ia uitați ce frumos stă pe ea. Uitați ce a slăbit și Nora. Da. No. E frumoasă. Îmi place nasturile astea. Așa e, Nora? Da, butonii astea, așa galbene, frumoase. Da, am zis că pentru Nora nu, ea e mai tânără, așa să iau negru. Cu negru și pentru mine asta cu... Dar uite că eu n-am îmbrăcat-o, lasă că o îmbrac eu după aia. Da, așa stă și cam pe tine, așa. Ca pe mine, așa. Vreau să vă spun că ne-a comandat-o Naomi, noră mea. Ea ne-a făcut comanda și vreau să vă arăt ceva, cadou pentru mine, de la nora mea, Naomi, da? Ia să vă arăt. Și sunt bune la material pentru că da, sunt da, 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 și Naomi și-au făcut. Și da, așa a făcut. Și este un material, vreau să vă spun că le-au spălat și tot așa rămâne materialul. Da, da. Deja, da. E de lână, da. Deja Naomi, noră mea, deja le-au spălat și tot așa. Și mi-a comandat un costumaș, noră mea, cadou, da. Eu, nu, când au făcut cadou și au spus că ea vrea să-mi comandă să facă pentru mine, eu nu am vrut să stric dorința ei. Și dacă a avut, a zis, hai mamă să-ți fac costumașul ăsta, așa, ia uitați, da, ia uitați ce fain e, da, da, mi-a făcut cadou și dacă mi-a făcut cadou, noră mea, am zis că, da,
Fusta cam așa, nu știu dacă nu o fi scurtă. Nu-i, nu? Nu-i scurtă. Dar chiar mă duc să o îmbrac, da? Revenim. Ne-am îmbrăcat, prieteni, ia uitați aici așa, și eu și Nora, da? Costumașul și rochealul Nora. Eu am luat cureaua asta frumoasă așa, o scoatem-ne așa în evidență. Mai da, așa galbenă. Cu galben, da, super. Sunt frumoase. Ce să vă spun, prieteni, hai să vă spun ceva. Am primit un comentariu și mai multe comentarii că pe șer nu este materiale și nu sunt bune. Vreau să vă spun că trebuie să căutați, să vedeți la material, că într-adevăr sunt care nu sunt bune, care nu sunt de calitate și sunt care sunt bune, de calitate. Astea, uitați, astea cum sunt, eu cred că sunt foarte bune la material. Nu se strică materialul, nu-i cumpăram. Dacă nu vedeam la Naomi, la Nora mea, nu cumpăram. Ea mi-a spus așa cum le-am spălat, tot așa sunt. Și chiar au venit jos cu ele și mi-a arătat și este un material foarte bun. Nu-i ceva, ăsta nu-i așa supra, e ceva amestecat cu bumbac. Da? Trebuie să căutați acolo să vezi. Și ăsta la fel. Ia uitați, bumbac. Bumbac. Lână, arată lână, da. Arată Iosif că se vede, poate abia se vede mai așa, vedeți? Vreau să vă spun că și chiar se vede că este lână în el și este un material bun. Trebuie să căutați. Într-adevăr, cele care sunt mai ieftine nu sunt material așa bun și un pic dacă mergeți așa și sunt mai scumpe, au și material și mai bune. Da. Și încă o dată vă spun, ca să nu spuneți că iar de pe ce canal, ia uitați de pe ce canal am făcut. Aplicați-vă, puneți-vă aplicația, instalați-vă aplicația pe telefon și puteți să vă comandați cei care vor. Iar am primit un comentariu, care vreți, da. Am primit un comentariu ulei, pentru ulei de păr. Nora, chiar să merg să aduci să mai arătăm uleiul. Tot uleiul de ăsta de păr și am luat două. Asta. Hai să vă arăt. Vreau să vă spun că chiar și vă arăt cutia la ăsta. Ia uitați cât am folosit din el. Hai să vă arăt mai de aproape cutia, ca să știți. Vedeți cât am folosit din el. Uitați cât am folosit. Săptămâna asta am pus de două ori și săptămâna trecută iar am pus de două ori la rădăcină. Vreau să vă spun că chiar a oprit pe cuvânt, dacă nu fac nicio reclamă, că n-am niciun venit de aici, nu fac nicio reclamă, dar vreau să vă spun că este bun. Nu mai îmi cade părul așa, uitați, nu mă făceam așa, nu mă așa trăgeam și îmi cădea părul foarte mult. Pentru că da, de la operație, așa cum am spus și am primit comentarii de când m-am operat, de la anestezie scade părul foarte tare. Și eu mi-am făcut cu ulei și mai am un ulei, tot așa, uitați, hai să vă arăt și pe ăsta alalt, are ghimbir și rozmarin. Să vede, Abel? Nu. Astea două le-am folosit și vreau să vă spun de pe șen. Vreau să vă spun că astea erau mai ieftine, dar sunt și mai scumpe, de la 5 euro sus, 10 euro, care sunt și mai bune. Sunt și mai bune. Și vreau să vă spun că nu mi-am cade părul așa. Nu mi-am cade părul așa cum mi-era frică că, Doamne ferește, rămân chiar. Chiar și să vede și chiar am văzut și eu pe filmare pe unde sunt mai așa că am părul mai slab. Nu, e bun. Vreau să spun că e bun. Pentru mine e bun. Acum nu știu pentru alte. Pentru că vreau să vă spun că și m-am uitat și eu pe internet. La alții îi iubește, e bun, la alții îi spune că nu e bun, că la... La alții priește, cum spune și Marcel, și la alții nu. Acum ce să vă spun, la mine merge treaba și chiar și, sunt și mulțumită de el, că la mine da. Și așa cum v-am spus, dacă vreți să vă comandați, mergeți pe Shen, aplicația Shen și acolo puteți să vedeți, sunt și mai scumpe, așa cum a spus, și sunt și mai ieftine, sunt toate mărimile, de la S până la... XXL. Sunt. Nu, ce să vă spun, eu sunt mulțumită ceea ce cumpăr, pentru că vreau să vă spun că aici și pe Scarbec, pe Brabant, la magazine, dacă mergeți să vedeți,
ce scumpe sunt rochiile și nu sunt așa de calitate. Chiar sunt, le iei odată și poți să le arunci la gunoi la cubelă. Da. Și eu tot ce am comandat, eu nu am aruncat. Am folosit, chiar le-am îndulat, sunt mulțumită. Ce să vă spun? Nu știu câte minute sunt, Abel. 10 minute? 3 minute? Și pe alaltă? Nu știu câte sunt, dar eu vreau să vă spun, prieten, că vreau să vă spun că n-am mai filmat și nu o să mai fac mâncare, nu o să mai mă pun să mai fac atâta efort, pentru că am făcut prea mult efort, am stat prea mult pe picioare și toată săptămâna Dumnezeu știe ce durere am avut și nu mai vreau să fac. O să facem mai așa, acum, când avem mâncare, nu mai facem, când nu avem mâncare, o să facă Marcel și Nora. Astăzi vreau să vă spun că avem mâncare, slavă Domnului, că am pregătit ieri și am pregătit prea târziu, pentru că așa au fost lucrurile, până s-a dus Marcel să facă cumpărături, până a venit, până a pregătit. Nu, cam era târziu. Avem ciorbă, avem șnițel în frigider, ne mai facem ceva, niște sosuri pe lângă șnițel ce mâncăm mai la 6, să mâncăm și noi cina. Și de aia am zis că hai să filmăm ce am comandat ca să vă arătăm și să ne vedeți. Da? Ca să nu vă faceți griji, să nu vă faceți probleme, pentru că asta e. Acum operația asta cam durează un pic mai greu cu recuperarea, dar mergem înainte, cu Domnul mergem înainte, El e cu noi, El e de partea noastră și îi mulțumim pentru în fiecare zi că El este cu noi, îi mulțumim că în fiecare dimineață ne sculăm, suntem teferi sănătoși și nu lasă Dumnezeu niciun rău asupra noastră, ne ferește de inundății, de ape, de cutremur, de foc, ne sculăm și ne bucurăm de familiile noastre. Încă o dată vă mulțumesc din suflet că sunteți cu noi, că ne apreciați. Nu uitați să vă abonați, să dați o distribuire, să partajați cu prietenii voștri și până data viitoare vă spunem la revedere!